Bună ziua, dragii mei, ne aflăm astăzi la ferma Mazzola Agro din Topraisar. Proprietarul, totodată administratorul și fermierul Mihai Petre a implementat un lot cu produsele Syngenta. Avem mai mulți hibrizi pe care o să vi prezentăm, pentru că aici era programat un lot demo, un lot de prezentare a hibrizilor Syngenta, neputând să veniți dumneavoastră aici să vedeți pe viu, cum se zice, hibrizii. Venim noi la dumneavoastră prin intermediul acestor prezentări online, prin care dumneavoastră vedeți hibrizii, vedeți cum arată talia plantelor, vedeți culoarea, vedeți legarea. O să vă povestesc despre fiecare calitate în parte a acestor hibrizi. Și zic să începem cu o noutate la Syngenta, Devonet. Este un hibrid cu creștere semi-determinată, este o plantă puternică, este o plantă care are o legare foarte bună, are o legare pe tipul 5 sau 6, roșia este mare, undeva la 200-220 de grame, leagă bine până în vârf, poate fi condusă pe 4 sau pe 5, până la 4 sau 5 inflorescențe și dacă este plantată în cultură extratimpurie, poate să aducă satisfacții fermierului pentru că are o producție foarte, foarte bună. Trebuie să menționez că aici s-a folosit exclusiv polenizarea cu bondari, lucru care este bine de știut pentru că în felul acesta vedeți și partea, hai să spunem, mai puțin agresivă asupra polenizării și stimulării plantelor. O să vedeți că bondarii chiar și-au făcut treaba și hibrizii de la Syngenta răspund foarte bine sau se comportă foarte bine în aceste condiții de polenizare cu bondari. Qualitet este un hibrid de tomată semi-determinată. Este un hibrid destinat culturii extratimpurii. Are o legare foarte, foarte bună de la bază până la vârf. Qualitet este unul dintre cei mai cunoscuți hibrizi. Este un hibrid sigur, este un hibrid care nu are nevoie de îngrijiri speciale. Este un hibrid pe care te poți baza, în final, având o producție foarte, foarte bună. Roșia are fermitate, poate fi transportată la box, dar în același timp se poate vinde foarte ușor și la tarabă, pentru că de fapt asta este destinația finală. Următorul hibrid, Gravitet, este unul dintre cei mai cunoscuți și mai bine vândut hibrid de la Syngenta. Este deja consacrat, cred că nu este legumicultor, posesor de solar, ca să zic așa, care să nu fi cultivat măcar o dată în ultimii 5-6 ani acest hibrid, cu rezultate foarte, foarte bune. Este un hibrid care și-a demonstrat adaptabilitatea la diverse condiții de mediu. Este un hibrid care continuă, sperăm noi, și de acum încolo să aducă satisfacție fermierilor. Are o culoare foarte, foarte bună, leagă foarte bine de la bază până la vârf. Producția, din datele noastre, în primele două recoltări se poate recolta până la 30-40% din producția totală, lucru care este extrem de important pentru că momentul în care ai un preț foarte bun, mai ales în cultura extratimpurie, această caracteristică poate să facă diferența între cel care cultivă Gravitet și un fermier care cultivă alt hibrid care nu este la fel de timpuriu. Următorul hibrid, Caponet, este un hibrid cu creștere semi-determinată, destinat culturilor extratimpurii. Este un hibrid mai echilibrat, hai să spunem, el este un hibrid mai ordonat, leagă bine pe tipul 5 sau 6, la fiecare inflorescență are 5 sau 6 roșii. El vine cu un plus de culoare față de alți hibrizi, ajunge la un roșu vișiniu, un roșu plăcut, un roșu care încântă privirea, ca să zic așa. Are o legare foarte bună și, bineînțeles, pentru faptul că este destinat pentru culturile extratimpurii, are și acea toleranță la temperaturile scăzute, de care planta ar putea avea nevoie în momentul în care se plantează în sezon, se plantează foarte devreme. Următorul hibrid, Kingset, este un hibrid cu o creștere nedeterminată.
Este un hibrid în care eu personal am mare încredere, l-am testat în urmă cu 2 ani de zile. Are o culoare foarte, foarte bună și așa cum vedeți, la aceeași dată de plantare cu gravitet și calitet, el deja se coace. Roșia este costată, seamănă foarte mult cu roșia de grădină, este ușor aplatizată, are o culoare foarte, foarte bună și așa cum spuneam și în prezentările de la sală, pentru că nu mulți fermieri anul trecut au avut posibilitatea sau au avut de unde să cultive acest hibrid. El este roșu în interior. Chiar dacă roșia nu este foarte, foarte coaptă, el se coace din interior către exterior și vedem că el este foarte, foarte roșu. Este o roșie mare, este o roșie, spunem noi, de tip beef. Asta ajunge la o greutate de peste 200 de grame. Și, sincer, chiar miroase a roșie și când găsesc acest hibrid, chiar îl consum cu plăcere. Legarea foarte bună, nu trebuie să uităm, trebuie să avem în vedere. Timpurietatea extraordinară, pentru că iarăși este un atu al acestui hibrid, pe care eu vi-l recomand cu căldură. Următorul hibrid, Sandolin, este un hibrid cu creștere nedeterminată. La fel, unul dintre cei mai cunoscuți hibrizi de la noi, din portofoliu Syngenta. El vine cu toleranță la virusul petelor de bronz, are o legare foarte bună, punem noi legare pe tipul 6. Asta înseamnă că la fiecare inflorescență va avea câte 6 roșii. Este o plantă puternică, este o plantă care poate fi cultivată, bineînțeles, și pe ciclu 2 sau și pe ciclu lung. Este o plantă care se poate adapta în absolut orice condiții. Bineînțeles, potențialul de producție este foarte mare, pentru că în funcție de tipul de conducere poate să ajungă la o producție pe plantă foarte, foarte, foarte bună. Un alt hibrid interesant, Panecra, este un hibrid cu creștere nedeterminată, la fel roșie de tip beef, roșie mare. Este o roșie care leagă foarte bine, are un potențial de producție foarte, foarte mare. Planta este o plantă puternică, poate fi cultivată și pe ciclu lung și pe ciclu 1, dar în general potențialul ei de producție maxim sau potențialul foarte bun îl are la plantările pe ciclu lung, asta însemnând cu plantare undeva în aprilie și finalizarea culturii în septembrie sau de ce nu chiar octombrie. Când ea poate să dea dovadă de o capacitate foarte, foarte bună de producție. Asta înseamnă că ea are și o toleranță la temperaturile foarte ridicate din timpul verii. Practic aici se face diferența între legarea pe căldură sau pierderea florilor. Astăzi am terminat aici, dar doar aici. Aș vrea să vă îndemn să ne urmăriți, pentru că vor urma și alte prezentări din solarii unde avem loturi. Să urmăriți hibrizii Syngenta, să-i vedeți și de ce nu, în momentul în care vor fi postate pe diverse surse social media, să ne puneți întrebări, să faceți comparație cu ceea ce aveți acasă, cu ceea ce cultivați dumneavoastră și să vedeți dacă este bine sau rău. Vă mulțumesc!